Bun. Rămăsesem la denumirea acestor reptilieni. Ai dat drumul la Da. registrare. Așa, de s-a întrerupt. Așa, deci e o rasă numită Voscris, da? Da. Deci ei sunt vasalii acestei rase. Hibrizii, urmașii lor, tot ceea ce vrei, ca niște roboței, au aparența asta aparent, anulăm de greu, drăgălașă, în caz de sunt percepuți de ființe cu abilități, cu cel de treilea ochi cu câmpul deschis și copii, etc., să fie percepuți chipurile într-un mod plăcut. Adică ei se țin deoparte de interacțiuni directe cu rasa umană, din câte observ. Pentru că în trecut au avut experiențe de prăjeală cu rasa umană. Da. Da? Așa. Și asta zic, ei din acele parcă ar avea niște, nu știu cu ce să compar, ca niște paiete mari aplicate cât podul palmei mele. Știi? Deci Da. din loc în loc, știi? Și deci aceste paiete le iau și le fac un costum la fiecare care vine acolo, da? Da. Cumva, energetic vorbind, da? Așa, și de asta are aparența asta a costumului strălucitor, da? Am ajuns până în punctul ăsta și am lăsat partea sufletească să vadă cum se creează. De asta mi-a explicat atâta, știi? Să înțeleagă că acest lucru nu reprezintă propria protecție, da? Da. Sau protecția pe care o face mama, fiind Da. mai înaintată în științele spirituale, da? Așa. Și deci acum se dezbracă de acest costum, da? Vezi tu că efectiv aura costumului energetic normal trebuie refăcut pentru că acum apare ca smuls, da? Și am spus să-și recicleze propria energie lipită de acel costum, să-și o ia înapoi și să-și o pună ca energie de vindecare, de exemplu, în locul dureros, da? Așa. Haideți să scoată și acest cablu, da? Care am spus, acest fir de conexiune, în Da. care erau și cele două fire, albastru și galben, da? Deci, firul galben reprezintă o legătură emoțională, da? Da. O legătură care vine din partea mamei unei fete cu care el a avut de-a face și. Dar în momentul când acea fată a dat semne, erau mai mici, mai tineri, știi? Da. Și a dat semne că ar vrea să se mărite, de exemplu, da? Da. Așa, deci el a făcut pas, știi, a dat înapoi, da? Și de ce? Pentru că îi plăcea el și familia din care provine, știi, că e din oameni gospodari, cum ar veni și așa mai departe, deci el a vrut de genere și atunci Da. a făcut aceste legături, da? Probabil era a creat o legătură gândindu-se cum ar fi fost viața lui dacă el s-ar fi însurat atunci la 20 ceva de ani. Da. Poate că astăzi n-ar mai fi fost singur, poate că ar fi avut copii, da? L-are și Da. pe frate în față, știi? Căsătorit, la locul lui cum ar veni, știi? Că așa zice societatea, da? Parcă Da. trebuie să ne așeze societatea locului. Și, da. Așa. El ca ființă, cam cât la sută este conectat corpului de lumină Aș și vrea să ne oprim aici să da. lucrăm cu firele. Da. Înainte, scuze că te întrerup, dar n-am terminat aici, pentru că este cablul mare care a fost scos, este Da. energia de vindecare care a venit din transmutarea energiilor lipite de costum și așteaptă să fie puse, da? Acolo în locul bolnav, să spunem, da? Dacă să fie puse în locul bolnav, unde îl doare, pe el spatele, din cauza acelei conexiuni, da? Așa? Da. Asta înseamnă că trebuie, unu, îndepărtată vechea legătură, da? Din fostul serviciu, da? Și apoi cercetat firul albastru, cercetat firul galben, da?
vreau să mergem întâi în momentul conexiunii, da? Cu vechea amintire acelei fete, da? Da. Pentru că atunci parcă maică-sa și entitățile ceva i-a făcut lui, știi? Dar n-a fost de ajuns, n-a fost, știi, ca să-l prindă, să se însoare, înțelegi? Legătura da. N-a fost, a tras-o pe sfoară mândră aia la care a fost să-i fac farmece, știi? Adică a văzut, știind de multe ori că spun vrăjitoarele astea, că spun că dacă nu-i soarta, nu face, dacă nu-i pe soartă, da? Da. Și asta înseamnă că entitatea sau entitățile cu care lucrează ele nu accept de la entitățile care au predestinat, să spunem, să existe astfel de legături. Da. Că se bată interese contrare. Asta înseamnă că nu-i pe soartă. Adică n-a fost scris în scenariul acestei vieți, da? Așa, Da. și nefiind soarta ei, nefiind pe scenariul acestei vieți, știi, au făcut ceva pâș-pâș, așa, o moșmăială. Aparent, să zică că lucrurile merg spre bine, că apoi se rupă complet. Da? Da. Și normal că entitățile care erau responsabile, să spunem, de karma, de destinul lui în acel moment, da? Deci au făcut totul ca să respingă, să se taie legătura, pentru că era ca o încercare de încălcare a hărții teritoriului. Da. Da? De liber arbitru și de testea, și nu mai vorbim, că astea nu sunt ființe create prin emanațiile sursei, prin creații. Numai ființa emanată prin emanațiile sursei are liber arbitru. Da. Așa că să mai spun. Nu vă convine, a? De liber Da. arbitru nimănui. Scuze. Așa. Bun. Și, deci, eventual să cureți orice legătură cu fata asta în viniște, în lume, Anda, Dina, Anca, ceva de genul. Și, deci, implicate toate. Da. Astea pot fi a mamei, a fetei, a bunicii fetei și a vrăjitoarei. Așa, deci pot fi acestea Anca, Dina. Da. E, dar acum, dacă s-o pornit, în fine. Și apoi să cercetăm firul ăsta albastru. Pentru că firul ăsta albastru este din corpul transgenerațional. Da? Este o împerechere a ceea ce se întâmplă în această viață. Da. Acestei părți sufletești. Da? Mergem 4 generații în urmă la tatăl străbunicului. Da? Tatăl străbunicului lui s-a născut din geme, da? Da. Așa. Deci, el cum ar fi fost tatăl străbunicului, a fost din primul născut, da? În acele vremuri, doi copii la o poiată de copii nu era o fericire, da? Da. Cred că îmi trebuie puțină apă. Aduc. Da.
Da, să continuăm. Da, ne revenim noi. O să fim bine în câteva zile. Foarte bine. Bine. Așa, și... Deci, pe al doilea geam l-au dat, da? Deci n-a crescut în familie, să știi. Păi, al doilea geam a nimerit bine. A nimerit la o familie de boieri, înțelegi? Care cumva n-aveau copii. L-au înfiat, în fine, l-au crescut. Dar el a știut că este înfiat, știi? Da. Și de moment ce părinții l-au dat, a zis că i-a mâncat dreptul celălalt, da? Da. Și când era flăcău așa, cam pe la 18-19 ani, da? S-a dus și acela la o femeie de asta, știi, la o vrăjitoare, da? Da. Așa. Și l-a blestemat pe fratele său, Geaman, da? Da. Pentru că a considerat că i-a mâncat dreptul, adică putea să-l dea pe ăla, știi? Și deci blestemul l-a prins numai pe partea asta, că cumva el toată viața nu s-a însurat, n-a făcut copii, da? Da. Și deci mai existau și alți băieți în neam. Neamul în sine nu s-a stins, da? Dar era ultimul, era mezinul, da? Și deci lui s-ar fi cuvenit, cum s-ar spune, casa, moștenirea, știi, părintească, știi? Da. Și apoi pe partea cea creangă a neamului, să spune, se stinge, da? Cumva, deci, el a fost fratele cel mai mare atunci, în această familie, da? Deci șeful copiilor, să spunem, da? Și deci el era atât de mare de vârstă încât putea discerne împreună cu părinții. Și cu încă doi frați, o soră și un frate, da. Știi? Dacă să-l dea pe al mic, al doilea născut, știi? Și deci el s-a simțit vinovat, da? Da. A văzut că strămoșului din cauza acestei decizii, respectiv fratele lui mic, știi? Din acea viață, da? A suferit în urma acestei decizii, da? Și a luat cu sine această vină, da? Cumva faptul că el încă nu este căsătorit și asta nu e o tară, da? Eu aș zice că asta e o calitate că s-a păstrat de căsătorit până la 32 de ani, pentru că de-abia aici încolo, știi tu, când se căsătoresc de vreme, practic sunt copii care cresc copii, da? Copii care fac și cresc copii. Așa. Și, dar din punct de vedere social, cred că anumite ființe se atacă, se întreabă. Da. Deci, asta este el, da? Este chestia cealaltă care l-a ținut deoparte. Știi, faptul că se putea la un moment dat, deci el s-a înspăimântat uitându-se înapoi că putea să însoare de la 20 ceva de ani. Și cum zic unii, să-și închidă viitorul, știi? Așa, și deci el ani de zile a fugit de relațiile de lungă durată, tocmai de teama de a nu ajunge în același punct ca cu cealaltă, știi? Da. Și acum, deci, asta îl ține pe el în loc să relaționeze, da? Și apoi, vedeți, voi este cop la minte, da? Da. Deci, vede femeile, fetele cu alți ochi, da? Nu mai este fervoarea de la 20 ceva de ani, știi, că să nu le observe că unele sunt numai după material, da? Că unele da. Se căsătoresc, dar n-au dat de dovadă în purtările lor, să spunem, de seriozitate, de fidelitate și de treburi de genul ăsta, da? Să știi că sunt multe fire care duc la familia asta. Văd și la o nepoată, da? Așa, la o nepoată de-a lor, că duce tot pentru celibat, da? Sunt cel puțin 5 legături de celibat pe neamul ăsta, da? Și acum, dacă a înțeles, practic dacă face să se, ipotetic vorbind, simtă mai bine, să încheie această legătură, da? Da. Adică să-și dea voie să fie el, nu să trăiască viața și experiența altuia, da?
Pe de altă parte, vedeți voi, deci el a crescut într-un mediu în care n-a fost observat, da? Nu știu, cumva mai observat a fost fratele, da? Și mă refer că este foarte atașat de mamă, da? Deci asta deja intrăm în corpul de părți, știi? Aici, în partea asta, da? Pentru că el consideră ca o datorie de onoare să aibă grijă și de mama lui, da? De mama lui oricum are grijă singură de ea, da? Până la urmă că mai vine, mai face, mai drege, o mai ajută din când în când, asta nu înseamnă că trebuie să-și dedice viața ei, da? Trebuie să-și facă, să-și croiască propriul lui drum, da? Și de aici venea legătura albastră, da? Așa, deci legăturile astea galbene și albastre, care erau în cordonul mare, da? Pentru că erau cam același tip de vibrație, cam aceleași linii de câmp, da? Deci erau băgate într-un cordon mai gros, după cum mai mult, care mergea exact la coloana vertebrală la bază, da? Da. Acum, restul cordonului, că am spus că duce undeva la o stare de nerecunoștință, așa i-au băgat strâmb entitățile, ierarhiile responsabile de la fostul loc de muncă, da? Fiindcă vrea să plece și face gol energetic. Ipotetic vorbind, da? Da. Și este timpul să lămurească treburile. Tot ceea ce trenează între el și fostul loc de muncă ca formă ezoterică, energetică, spirituală, să se încheie acum și aici. Toate legăturile, toate neștersele, tot ceea ce trenează, da? Pentru că el, să spunem, da, a făcut poate acel împrumut, da? Și? Da. Asta înseamnă că trebuie să stea reptilienii la colț cu condica verde în mână să-l noteze de acum. E da. Așa vor. Da, e așa vor, da. Uite că aici are de face un suflet liber, da? Da. Astfel încât împinge deoparte, le pune scrisoare de intenție către ei și ierarhiile lor, a șters toate legăturile și a retras tot ceea ce are de retras, da? Da. Parcă trenează între el și fostul loc de muncă și echipament, așa îmi vine, ca informație. Să facă ceva, să duc odată și să se rupă complet, da? Și punem scrisoare de intenție să nu se mai refacă nicio legătură, da? Da. Și deci în momentul ăsta cordonul durerii, deci pe el îi reconectaser, fiți atenți că sunt de parșiri, da? Dacă ați vedea cei care lucrează în astfel de locuri de muncă, unde lumea vine și face cumpărături masive, da? De sărbători, da? Deci întâi cei contaminați sunt dragii de ei care lucrează acolo pentru pâine, da? Și într-un hal foarte hal. Duc contaminarea asta acasă, în familiile lor, la rudele lor și așa mai departe, sub formă de oferte. Tot ceea ce este ofertă, da? Este făcută cu ocazia asta, este făcută ca să întindă un fir, da? În structurile celui care o acceptă, pentru că oferta este cu un scop de, da? Așa. Și, deci, se curăță de toate aceste chestii, da? Acum chemam paietoșii ăilalți din nou, da? Pentru că legătura s-a vindecat, da? Dar sunt vorba de părțile ezoterice, știi? Părțile contractelor, semnături, obligații, permisiuni, promisiuni. Da. Anulate și de colo, anulate și de dincoace, da? Până unde au ajuns în scrisurile, da? Da. Este ca și cum în momentul când el a semnat contractul de muncă, el s-a îndoit de șale, s-a încovoiat. Da. Și ei au pus o greutate în spate. Aparent, greutatea responsabilității. Dar este locul unde se semnează după formula sub semnatul. Da. Da. Pentru că
Semnatul nu este semnătura aceea, ci semnatul este locul de muncă în sine, cu reprezentanța ei, entități o energetică, știi? Iar ceea ce este ființa care a venit să lucreze respectiv Gabriel, este acel sub. Da? Da. Și atunci să anuleze toate permisiuni, promisiuni, obligații, îndatoriri, care nu țin de mod fizic, ci de mod energetic. Da? Să pună o scrisoare de intenție ca toate să se armonizeze în acest plan. Da? Și el să-și găsească bucuria și liniștea în munca asta. Da? Și să nu fie îngreuia cu sarcini până peste poate, da? Tocmai ca să-l consume energetic, să o pună mai puțină rezistență ca să îi se ia energie, pentru că lui nu o să se ia energie. Și-a pus aceasta, s-au șters de pe toate acele contracte, condițiile lor ezoterice care se văd numai în astral și le-a pus el pe lui, da? Da. Ca ființă stăpână pe destinul, puterea și energia lui, da? Da. Așa. Acum este necesar o adunare. Deci, el folosește foarte mult mijloacele vizuale. Da? Da. Asta înseamnă ecran de televizor, telefon, poate și vreun laptop, da? Foarte mult. Vede foarte mult pe... Fie singur să fiu la filme, la... Ne jucăm vreun joc, pentru că este momentul să strângă bucățele de suflet din cloanele virtuale. Da. Să le cheme înapoi în masă, știi? Și să le... să-și refacă sufletul. Da. Ca un întreg. Da. Și le-a strâns de peste tot, da. Tot vin scânteți, scânteuțe, scânteuțe, da. Așa, să continuăm. Da. Spune-mi acum ce schimbări s-au făcut. Așa, acum, în momentul ăsta, când s-a început venirea, cam cât la sută procent de suflet are? Să știi că, deci, înainte de a veni, că de acum deja se încheie procesul, deci lucra cu 54, știi? Da. Venea că restul de suflet parcă doarme, știi? Dat fiindcă erau pe alte dimensiuni, știi? Neconcordabile totalmente cu informația acestei dimensiuni, da? Deci să precizăm că 100% nu este nimeni, da? 100% nu este nimeni, pentru că să nu uităm că avem un sine sursă, da? Da. Corpul sursă, da? Și deci este ca o garanție, poftim, ca un garant, ca un plafon. Că noi, indiferent de ceea ce o să facem și pe unde o să facem și cât o să stăm, cumva avem o rădăcină și ne vom întoarce. Nu ne-am desprins de tot, că n-ai cum, da? Da. N-ai, dacă s-ar desprinde cineva de tot, ipotetic vorbind, și-ar pierde sursa. Da? Până la urmă. Da. Ar pierde sursa din ea însăși, da? Lasă că cel care s-ar desprinde, ipotetic vorbind, ar rămâne fără lumină, da? Da. Ar muri în cel mai în cea mai sinceră definiție a cuvântului de a muri. Da. Da. Sunt părți în sistemul lui, dacă te poți uita și accesa această informație, care se opun schimbărilor benefice? Da, în primul rând a fost acea parte transgenerațională de la strămoș, da? Da. Efectiv, îl avea pe strămoș în el, știi? Da? Și ieșea în față și spunea strămoșul, tu ai făcut lucrul ăsta, da? Ți-ai dat fratele geamăn din familie ca el să crească înstrăinat, da? Da. Și uite, din cauza păcatului ăsta, toată familia a avut de suferit, da? Partea voastră, terminația, are deci și coroana și rădăcina este importantă la copacul familiei și terminația.
Așa, deci s-a uscat o ramură, da? Și atunci, deci el se vedea responsabil în privința asta, da? Și Da. l-a luat pe strămoș în el, știi? Ca să se vindece pe sine de acea vină, l-a luat pe strămoș în el. Da. Așa, ca să se vindece de neiubirea care a fost din partea tatălui, da? Faptul de a nu le da, sunt băieți, mai aveau nevoie de conexiune de la tată, da? Da. Cum iau copilul mic laptele de la mamă? Să spune că ia și de la tată. Deci este imaginea, poza pe care o pui și după care crești. Și dacă părintele ăsta este absent, nu dă informații suficiente, el lipsește, da? Atunci, deci, există și fascinație, și ură, și iubire, da? Sunt Da. toate trei la un loc, da? Da. Când lipsește, da? Și atunci, deci, el când s-a mărit un pic și a văzut că sunt conflicte, că nici mama nu este valorizată, da? Atunci el s-a promulgat în, ipotetic vorbind, în soțul propriei mame, ocrotitorului. Nu Da. vorbim de chestii sexuale, nu l-am declarat. Așa. Deci, în ocrotitorul ei și ocrotește așa acum, da? Da. Cumva exagerat, știi? Și fiecare conflict pe care îl află, îl vede sau îl percepe, îl face să sufere încă, din cauza acestei părți exacerbate, da? Da. Văzând toate astea, deci toate astea eu le fac cu sinele lui, da? Ca să-și vadă aceste părți. Eu nu forțez să se întâmple, e ca și cum ne-a uitat la un tablou mare pe perete. N-au un televizor, da, la deschide portal, dacă nu stă Da. acolo. Tablou mare pe perete. Și tablourile pot deschide portal. Toate pot deschide, în fine. Așa, și ea zice, uite, asta aici, uite, floarea, uite, pomul, uite, muntele, uite, soarele, Da. pe un tablou, da? Sinele este cel care ia. Deci asta este ceva transgenerațional, da? Așa. Trans life este sentimentul de singurătate, da? Da. Deci, tatăl din adult, sub partea de iubit, este tristă și singură, ca un cavaler negru pe o stâncă, așa, Da. care stă pe stânca aceea, știi, și, cum să spun, tot așteaptă ceea ce nu vine. Da. Așteaptă pe ceva, cineva, o femeie, o schimbare de situație, un semn, înțelegi? Și toate astea nu vin. Așa. Iarăși, nu e în regulă cu bucata asta de adult. Ea este izolată din adultul propriu-zis și din blocul părților lui. Da? După cum și strămoșul celălalt. Nu putea Da. face parte din părțile lui de pe viața asta, da? Pentru că se vede că este ca ceva străin, da? Iar are alte veșminte, Da. alte idei, da? Altă perspectivă, da? Este învechit, da? Nu mai este adaptat și totuși aduce cu sine niște informații, da? Și a fost Da. tolerat, da? Este un alt eu aplicat, să spunem, într-un mod greșit. Deci nu trebuia luată toată partea și copiată în sine. Numai informația părții. Dar nefiind concordanța corpurilor, când noi venim în straturile astea și ne întrupăm iar și iar, deci asta se întâmplă, da? Așa. Apoi mai are parte, are niște copii mulți. Eu percep așa vreo 5 copii, da? Unul este bebeluș, da? Unul este bebeluș care s-a trezit în noapte când tatăl își exercită drepturile de soț asupra mamei, da? Da. Ipotetic vorbind, că copilul nu știe, mintea copilului nu știe, da? Dar Da. să nu uităm că acel copil este mult mai mult de atât, da? De s-a Da. speriat că îi făcea rău la mamă, cumva, știi? Așa, deci ăsta este primul copil de traumă, da? Da. Așa.
Și apoi mai sunt niște copii care au făcut ceva, niște realizări. Că a dat un gol la fotbal, da? Că a luat o notă de 10, da? Că da. S-a descurcat bine nu știu unde. Și el a fost validat numai de părintele de sex opus. Da. Și atunci, deci un adolescent mai mare, așa, de vreo 17 ani, ține toți acești copii ca într-un partid separat de restul științei, da? Da. Și înăuntru tuturor acestor copii este copilul sine, copilul adevărat. Copilul interior original, da? Care da. N-ar fi fost nevoie să fie setat între atâtea imagini pe care le-am enumerat, da? Da. I-am enumerat mai unul, doi, ei sunt mai mulți, da? Iarăși o chestie, da? Mai are, iarăși, legătură, parcă totuși s-a abonat la Gregori ăștia cu Crăciunul și cu toate astea. Vreau să vă spun că toți aveți din familie. Aveți ca un, două, trei fire de la brâu din acela românesc, știi, cu o leială care va târnă la spate, da? Da. Iar dacă unul nu crede și a zis și anul ăla și a făcut ceilalți cred, da? Și atunci energia ori 4 ori 5, da? Dar că câmpul de energie vine mai așa. Deși da. De multe ori vine energia ei ca un vârtej și spală. Da, mame, știi? Așa, și se anuleze toate crucile, toate urările, toate permisiuni, promisiuni, înțelegeri, acorduri, că uite așa se fac. Da. Da, că ăla a înviat, că ăla s-a născut, că ăla a făcut, că adică omenirea asta, în loc să evolueze, până la urmă și știință și tehnică, ca să ne facem viața mai ușoară, stăm să facem, stau, stă, da. Anulez de crezi, eu nu stau, nu stai, să facă o sanale, ăstuia, bine că n-au o sărbătoare și pentru că însă prima dată în vreun scutec, da? Da. Așa, că nu se știe și Da. aia. Așa, până la urmă, păi, așa. Și da, a curățat toate aceste legături, da? Da. Bun. Deci, are el o intenție ascunsă, știi? În ce Parcă, nu știu, scop? și parcă aș ști că el vrea să plece. Știu eu, un an, doi, trei, câțiva ani, mai departe, dar nu lasă legătura cu mama. Ar fi un plan Deci, benefic pentru el? Până la urmă, tot ceea ce, acolo unde se simte bine, omul este benefic. Da? Da. Financiar vorbind, poate că da. Da? Adică s-ar simți mai independent pe banul lui, fără să fie câteodată ochii scoși din partea părintelui de acela sex. Așa. Că dacă nu era dregea, nu făcea el, n-avea și nu știu ce. Am impresia că mai trântești cu una de asta când se întâmplă chestii de genul ăsta, știi? Da. 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 Revenim aici acum. Așa, să-și curețe și împrejurimile lui, ce se poate și unde are acces, să-și închidă se canalele. Poate să curețe absolut tot. Pentru că noi suntem părți sufletești, da? Noi suntem emanațiile sursei, da? Noi suntem ceea ce are în plan sursa mai sublim, ca experiență, da? Să nu ne uităm originea, să nu ne negăm, să nu ne depărtăm de ea, da? Și atunci să-și alinieze toate corpurile, da? Să se reconecteze la abundența benefică, pentru că 25% e rămăsese la fostul loc de muncă, da? Vreun 35-40 se oprea la noul loc de muncă, astfel încât poate că el niște bani a făcut, dar a făcut în sensul că pe aici vine, pe acolo pleacă, știi?
Și atunci, adică, așa cum e avut, așa o pierde, știi? Nu știe cât de repede și pe ce, știi? Da. Așa și... Deci ca să aibă un fel de... Chiar abundența lui de benefică, dacă vine așa, știi? Da. Ia să-și facă și o anulare a tuturor contractelor, promisiuni, permisiuni, copii, oglindiri, posibilități de refacere în viitor. Acorduri, înțelegeri, da? Făcute în toate timpurile, spațiile, locurile și intrările, în toate formele de manifestare, în fiecare corp, în stare de veghe sau treaz, pe orice timp sau spațiu, unde nu sunt locuri, timpuri și spații, cu orice ființă de înaltă sau de joasă, vibrație care nu au avut în vedere cel mai bun interes al lui, da? Da. Și o ameliorare a relațiilor, da? Până la Da. urmă, deci, viața este așa. Mai lași eu de la mine, mai lași tu de la tine, da? Da. Pentru că toți avem în spirala noastră niște chestii, da? Da. Toți târâm câte o trenă, da? Să-mi arate mie cineva care nu târăște nimica, da? A, păi zic unii ce o viață apare normal. Și când intri în așa și câte se relevează, da? Nu este vorba de cazul de față, zic așa în general, da? Îmi place așa că acum, deci, îl văd cu structurile lui, cu corpurile lui, Da. da? Acum să se reunească, să-și alinieze toate corpurile până la corpul Da. sus, da? Și să-și trimită potențialul, luminarea potențială și abundența benefică în toate formele Da. vieții lui, da? Deci are ca un costum acum de lumină. Este foarte frumos, înalt, îmbunător. Spiritul lui s-a aliniat, da? Corpurilor lui și îl veghează ca un înțelept, da? Da. Adică și-a îmbrățișat din nou sufletul, mai bine închegat, mai bine conectat, da? Și nu mai are nici acele năvoade, acele opreliști care le avea la început, știi? Deci, mesajul lui pentru el este: oriunde ai fi, fă ceea ce faci ca ție să-ți fie bine. Și dacă tu ești bine, emani împrejur și binele celor din jurul tău. Da. Nu știu dacă are vreo logică, am înșirat exact cam ce mesaj și-a trimis, da? Și acum îi dăm mamei o îmbrățișare cu lumină și iubire, da? Știi, și parcă s-a făcut mai mic așa și s-a băgat la sub brațul ei stâng, da? Eu nu știu, cred că e un gest pe care îl mai făceau ei, știi? Dar acum i-a ridicat mâna mamei sus, 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 ca o aripă și parcă se desprinde de acolo, știi? Adică ca și cum i-ar spune că da, te iubesc, îți port respect. Am o recunoștință necondiționată, maximă pentru tine, dar este timpul ca eu să mă desprind, să-ți pot arăta și ție și mie însă, ceea ce, cine sunt cu adevărat, ce pot Da. și ce sunt, da? Bun. Dacă suntem gata cu el, o să-l lăsăm să meargă la corpul lui fizic, curățat și întregit, Da. și ne despărțim și... Lasă-mă pe mine. Deci, în Da. primul rând, deci oferim pace, armonie și informație și înțelegere. La oricare părți s-ar fi putut activa transgenerațional, etc. din noi, da? Informația care este a noastră să rămână la noi. Informația care nu ne trebuie și nu ne aparține. Așa să meargă în supraconștientul colectiv, ca informație de lucru, da? Da. Și abia acum ne despărțim părțile eterice, câmpurile morfice, fiecare la fiecare, da? Anulăm înțelegerea pentru această sesiune, da? Ne curățăm toate tipurile de corpuri și ne reconectăm și noi cu abundența benefică și o revărsăm în toate. Și revărsăm iubirea și lumina în toată activitatea noastră. Iubirea și lumina din sursă, da? Fericirea de a putea fi
mediatorii unui lucru atât de fin și atât de frumos pe care îl lucrăm de fiecare dată. Și vă Da. mulțumim că existați. Iar acum, 1, 2 și 3, deschide ochii și te simți bine.